Agricultorii pot depune solicitări pentru înființarea depozitelor locale de legume și fructe până la data de 18 ianuarie 2013. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii, care a precizat că investițiile vor fi finanțate cu 80 de milioane de euro din fonduri europene. Hipermarketurile susțin că nu cumpără legume și fructe românești din cauza că acestea nu sunt etichetate, ambalate și sortate așa cum ar trebui și pentru că le găsim în România doar 3-4 luni pe an. De aceea sunt necesare depozite de colectare a legumelor și fructelor, unde găsim, spre exemplu, mere românești pe durata unui an întreg, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii din România.